nu-mi place o reclamă, îmi plac multe publicitatea cu început, îmi plac că... Nu că eu fac publicitate pe gratuite, doar la lucrurile care nu-mi plac. Dar și nu fac contact. Doar că gust de ele, mănânc de ele, și altce fac mai bine, dar nu că e original. Deci, există lucruri mai presus de poezie. Da, știu, muie. Alege o parte din România și să ai grijă de ea. Să mă fut pe ea. Ce să fac? Să-i dau muie? Dacă țineți că primează poezie cu muie. Vrei să-i dau muie lui România? Băi, tu ești idiote, ăla care a început porcăria aia. Ce porcăria asta face? Ce respectăm noi oamenii, ca fiind cei mai geniali între oamenii geniali, care ăștia sunt foarte puțini, 0,1% din populație. Că sunt și ăștia specializați, geniu tehnic, geniu, adică foarte inteligenți și foarte talentați, sau artistic, sau filozoful, sau... ideologul, trebuie, sau cel care face proiecte, mai nou programatorii de calculatoare. Ce pula mea, cu ce a început orice lucru și toate textele sfinte sunt scrise într-un fel de cântare, într-un fel de, nu e neapărat poezie. Versete, versuri și alte perspinte, ale adevărate, sau legendele primordiale. Și ceea ce este neschimbat de mii de ani, să zicem mai recent, așa că schimbările sunt de ani, ce divinizează tot și toate națiile planetei, poeții naționali, și are un poet, gata, ăla e poetul național. Deci există lucruri, păi da, dar poezia nu e lucru. Dacă tu mergi, există lucruri sau locuri, nu e loc, n-are loc poezia. E un mijloc de comunicare altfel. Poezia este la granița, la limita dintre spiritualitate și pământ. Dintre a fi uman și totuși de a trăi pe pământ și totuși în ceruri. Poezia înseamnă inspirație. La un moment dat nici măcar nu știu, eu zic că sunt poet. Bun, prost, tâmpit, nebun, nu mai contează. Dar fac câteodată poezii bune. Să zice, poate nu fac nicio poezie bună. Poate doar mă screm. Da? Dar atunci în starea aia, pot să zic de transă, nu e de transă. Așa că să priceapă toată lumea, e altă stare. Se spune inspirație divină. Păi nu e, e rupere de suflet, parte din tine, parte din lume. Exprimă ceva care e de când lumea și totuși lumea în care trăiești ca și creator. Și toți consideră creatorii poezi cei mai mișto. Asta e reclama cea mai tâmpită. Începe tâmpit. Că nici nu mai și atins de așa ceva. Alege o parte din România. Da, cașcaval adică. Păi dă-mi cașcaval, alege și o parte din România. Ia un cartier întreg. Iau niște restaurante, fac economate și fac evanghelioare. Da? Sau alte metode date. Alege o parte din România. Ce dracu să aleg? Să zicem casa mea, care nu e a mea, care parte din România?
ce parte din România? Spitalele în care te internezi, jegii care îi vezi, căcații după stradă de la câini, unde că n-ai unde să te piși, să te caci. Eu mă piși pe stradă și m-am și călcat pe stradă, că n-ai WC-uri ecologice. La un moment dat existau sau dispărut, că s-au și distrus în timp, au fost distruse, s-au uzat. Ce parte din România, mai ales că asta e capitala de Odracu. Îmi plăceau niște poze de niște artiști, n-aveau ce face ca să le facă clădirile frumoase, le fotografia noaptea de obicei și băgăi niște ștupații prin niște o mamă și niște arăta. Înainte că te aduce și oameni de serviciu ca să facă curățenie, facă o oră să te jegi. Vorba lui unul după internet. Trăiesc în București, orașul jeg. Cum îi ziceam eu lui fata care am venit de la munte, băi, ia, miroase. Cum miroase Bucureștiul? Și a fost, aolo, dar cum miroase? Adică, vezi, te-ai zis obișnuit. Ah, iubesc miroase ăsta. Ia, wow. Mi-am băgat retenul într-o felul de eșapament. Așa, mai păuștite, știi, ca să nu mă bată ăla. Ăla mergea în relanții, nu știu ce pula, dar făcea. Am tras de câteva ori așa niște plumb de la original și monoxid de azot și dioxid de azot în față și acid sulfuric în combinație cu apa și dioxid de sulf, tan și acid sulfuric și acid azotic, că sunt oxid de azot și mi s-a făcut apă tare în plămâni, bă! A, era un panou la universitate. Arăta poluarea. A dispărut pula mea. Plumb, atât. Rahat, atât. Nu putea, eu aș pune un panou. În medie câinii se cacă atâta pe stradă. Oamenii în medie se cacă atâta pe stradă. Se zice pula mea de nu știu câte ori la propoziție, nu știu cum. Se zice alo. Alo, alo, și Românie ipocriți, ipohondri și credincioși în cele sfinte. Wind of Canch, scorpions. Bă, tu ești Klaus Kleine.